Bună dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Ție și invitațiilor te ești amenințător cu acel ciocan. Nu, nu e pentru... Nu, e pentru ce e pe masă. Îl salutăm și pe Marius Novroceschi. Sper că am pronunțat corect. El este ea. specialist tehnician, de fapt, servis. Și am adus aici pe masă aceasta mai multe telefoane în care vom da cu ciocanul și mai multe tipuri de folii. Vrem, ne cumpărăm un telefon nou. Ce fel de opțiuni pentru folie avem pe piață? Există varianta de silicon, mai și, și din silicon mat și lucios Asta este silicon Exact, aici, nu? silicon lucios Care este bun pentru... Decât de zgârieturi, zic eu nu... Deci doar pentru da, zgârieturi nu, dacă... prea, nu are cum să protejeze pentru eventuale căzături sau. Adică dacă îi fac așa, ecranul este protejat Exact Alte opțiuni? Alte opțiuni din sticlă Aici avem unul cu folii din sticlă Care protejează și la căzături sau la alte lovituri care să nu strice display-ul. Și dacă folosesc, bine, astea sunt machete, dar dacă folosesc da. telefonul, nu s-ar simți diferență la touchscreen? Nu, nu, Va funcționa fără nicio problemă, va fi exact la fel ca și ecranul display-ului. Bun. Uh, și va încăpea și în husă, deci exact. nu să simte diferența. diferență. Da. Ce alte opțiuni mai avem? Așa. Avem din uh, silicon uh, din silicon uh, mat. Bun. Deci asta ar trebui să respingă razele soarelui, nu? Și să vezi um, mai bine? Sau care no. este? E așa sunt ele mate să nu să nu rămână amprente mai mai exact pentru okay. chestia asta s Și mai avem varianta privacy. Da. Um, pe care ar trebui să începem să facem experimentele, pentru păi, că dacă dăm în uh... Haideți să dăm în uh, cel cu folia, nu, folia din sticlă. Așa și după aceea să facem și un test cu un uh, dispozitiv care sparge sticla securizată, să vedeți diferențele. Bun, uh, Vrea cine altcineva să lovească. Asta înseamnă răutate. Ar trebui, să mângâiați telefoanele. Vreți să încercați? Nu, nu de cum să lovesc cu un telefon neajutorat? Deci asta este folie din sticla Și la asta este bună folia din sticla În momentul în care telefonul cade, da. sau lovim... Veți să nu cadă masa, Marian, mai bine. Nu e vorba. Să protejeze exact. Am deja la mână, e ok. Bun, și... A, nu s-a spart. Nu s-a spart. Poți să dai mai tare. Nu s-a spart. Păi, mi-e frică de masă în momentul ăsta. de ce Serios? Nu. Și... Nu, nu s-a Nimic? Spart, nimic Serios? Și acum... Fo e foarte bine A, tu ai, bine, aici e un obiect special Care sparge sticla securizată S-a spart? Da, acum da Și a Dar... rămas ecranul intact Și ecranul nu are nimic A, ok Hai, Asta da Și acum pot să dau din nou? Nu <laughs> Bun. Așa, acum din silicon Aici avem folia din silicon e Exact Bun, deci când mergeți la cumpărături, data viitoare să știți că ați văzut aceste sfaturi de cumpărături de la noi Opa, gata. S-a spart gata. imediat. Da, nu mai am. Dar și ecranul? Și ecranul. Da, nu, e folia și nu are nimic. Da. Folia nu are nimic. Folia... Cum? Nu. nu. Cum adică folia nu s-a spart, s-a spart ecranul? Sau să spart... Nu, s-a spart folia. Păi așa? Aba, nu. Acum am înțeles. Asta este o folie din silicon. Așa. Ah. Care și nu evident protegeze. că n nu are cum să protejeze pentru că tot impactul s-a dus în... Un... Da, și -a spart un ecran de iPhone. Ok. Bun. A, ce mai avem? Da, nota de plată mai. Nu silicon. cea de plată sau cum se montează o folie, cât de Bun, ușor se hai poate să, monta. Uh, hai să montăm, că mai avem un tip de folie care este foarte da. căutat, este cel privacy. Ce face folia privacy? Privacy nu te lasă să vezi din uh, lateralul hai să, telefonului, hai să hai nu se uite. Uh, nu, aceasta nu este Este tot normală. Nu avem acum privacy avem, o să nu. montăm o să privacy am, la ora exact. 10. Uh, e ușor să montezi o astfel de folie? E da, greu? foarte ușor pentru... Oricine ar fi, nu ar ști să monteze o folie simplă, asta are un aplicator care se montează foarte ușor. Și cele mai multe care dintre ele încadrează... vin deja cu aplicatorul, exact. nu trebuie ca să mai chinui ca să nu, să nu încadrezi păi hai greșit. Să facem, hai să, facem exact. să ne arăți cum se montează. Vrei să montez o montezi tu? Nu, mai bine te las pe tine okay. totuși. Uh, ia, uite, să ne întoarcem. Da. Acolo uh, vom filma. Okay. Deci se pune telefonul pe o platformă. Să faci încet, te rog. Uh -huh. Trebuie să ștergem uh, ecranul da. bine, bine, bine. ecranul avem un Șervețel umed. Pot să dau cu ciocanul înainte și după? <laughs> Funcționează așa. Nu. Telefonul acesta este funcțional. Este funcțional, da. Facem teste și pe un telefon funcțional. Ok, deci pute la final putem să dăm. Exact. Cu... Așa. Așteți bine, nu e prav la noi în studio. Da. Acum ai pus aplicatorul și practic folia este, folie este pe. Uh, denumirea la emisiune. I like demolition de mâine. E prea mic ciocanul. Nu-i nimic, cu un baroz de 5 A, kg. Da. Și mai rămân mici, le se scot imediat. Am înțeles. Și nu sunt bule deloc de aer între... Rămân aer. În câteva bule care se pot scoate foarte ușor. Ah, ok. Andreea? Nu. <laughs> Dacă de aici, după ce ai spart ecranul unui telefon, păi, vrei stai, să... Că nu avea, nu avea folie. Plătesc eu plătesc eu. Bine, pun pe Mihai mie. atunci. Și na, eu nu dau, eu nu am dat, eu nu, am nici de înțeles nu dau, dar... Păi ce Bă, -ai frumusețe, cum e să dați așa? Deci mai, și mai. Telefonul. Păi este experiment ca să vedem care este cea mai bună folie pentru telefon. Deci... Dă dă-și tu asta cu milă. Ai de... -aia de... de sticlă. Cu mila, asta e sticlă. Cu ai de, de sticlă. Dă cu milă. Am dat. Bravo. S-a spart? Nu. S-a spart? e îngrozit? Da. -i. E emisiunea mea, nu se cură. Ar arată la nu arată nu la cameră, nu s-a spart. Deci concluzia este că cea mai curăre pentru Voi, telefon nu. este din, Ia, stați din Sticla, un pic. Exact. Da, asta e chiar concluzia. ciocan. Deci data viitoare când vă cumpărați folie, căutați să Ial cumpărați și vă, folie din sticlă, că lui demolează. Măi. Bun, acum trebuie să găsim o folie mare pentru ecranul din spate. Toate acolo, zic să nu te bagi și alte folii. Mulțumim tânăr, Marius. Yeah. <laughs>